sculptura dintre oameni și șoareci astăzi. Aș vrea să vorbesc mai degrabă despre tamboul dintre consumator și publicitate, despre dansul ăsta care nu are nevoie de pregătire, nu are nevoie de pași, nu are nevoie de rațiune, ci este un mesaj care este comunicat limpede și este acceptat ca atare. Vorbeam acum mai mulți ani că românii vorbesc din cărți. Acum sunt o grămadă de studii care spun că românii nu mai citesc. Însă locul nu a rămas gol. Dacă românii vorbeau din cărți, acum vorbesc din reclame. Haideți să-i auzim cum se exprimă. Și cu toate astea, întrebați direct, numai 4% spun că reclamele pe care le văd în momentul de față la televizor se potrivesc într-o proporție mare și foarte mare. Deci, where is the love? Am pornit în căutarea dragostei, foarte pe scurt, am discutat cu 1000 de respondenți din urban, între 20 și 40 de ani. Interviurile au fost realizate în mediul online. Ce am aflat? Am vrut să vedem foarte clar cu cine trebuie să vorbim în ziua de astăzi, cu cine trebuie să vorbească publicitarii în ziua de astăzi, cum să vorbească cu ei și care sunt canalele în care, prin care acești consumatori pot fi atinși, transmițându-le mesajele pe care ei le așteaptă cel mai mult și care se potrivesc cel mai mult cu personalitatea lor. I-am rugat să se descrie din punctul de vedere al lucrurilor care caracterizează pe ei ca persoane și am obținut 4 segmente. Apoi, i-am rugat să privească reclamele pe care cu care au contact în fiecare zi și să le grupeze din aceeași perspectivă. Evident, gruparea am făcut-o noi ulterior, ca să le caracterizeze din aceeași perspectivă. Există niște proporții diferite și există niște gap-uri. Aș vrea să trecem foarte rapid prin fiecare segment, să vedem ce îi definește pe fiecare, de ce apare acel gap și cum poate fi el umplut prin modul în care industria publicității comunică cu ei. Primul segment, temerarul vesel, sunt două valori mari în viață după care își ghidează, două principii după care își ghidează viața. Viitorul este al celor care vor să facă lucrurile altfel. Realizările mele vor fi recunoscute și admirate. Sunt persoane tinere, căsătorite, fără copii, pentru că vor încă să exploreze posibilitățile pe care le au. Trăiesc foarte mult în prezent, însă sunt
ancorați în planurile de viitor. În timpul liber nu fac lucruri extraordinare, însă mai degrabă încep să descopere ce înseamnă România prin călătorii. Citesc și ascultă muzică, nimic semnificativ aici. Însă Liviu David vorbea despre modul în care poveștile pe care le auzeam în copilărie ne marchează pe noi ca oameni, astfel încât i-am întrebat care este povestea voastră preferată atunci care a fost atunci când erați mici și de ce. Temerarii veseli apreciază Albă ca zăpada și Pinocchio. Vedeți două dintre motivațiile pe care ei le-au dat pentru asta. Însă, dincolo de faptul că este o validare Disney, dincolo de faptul că sunt universale, mai e ceva. Toate poveștile pe care ei le-au numit, acestea au fost primele două dintre ele, reprezintă o călătorie, reprezintă un rit de trecere. Pinocchio trece prin burta balenei și este om. Albă ca zăpada mănâncă mărul și din fecioara tristă și asuprită de mamă vitregă este o femeie care pleacă cu prințul și trăiește fericit. Toate aceste povești îi caracterizează foarte bine pe temerarii veseli. Au nevoie de un drum, de un parcurs, de niște încercări grele care în final însă se termină pozitiv. Ce reclamele plac din această perspectivă? Despre bere și antichelii, senzații tari românești, reclama la rom și reclama Shaolin pentru Bucovina. Dincolo de faptul că se pare că le plac bărbații cu chelie, le plac reclamele pasionale, neconvenționale, with a twist. Ceva se întâmplă în cursul firesc al reclamei care schimbă sensul poveștii. La fel cum în poveștile care le plăceau, se întâmplau lucruri care pigmentau cursul poveștii. Pe ce canale putem atinge? Evident, TV-ul este prezent în toate tipologiile pe care le-am identificat, însă TV-ul pentru ei e mai degrabă o sursă de zen, explorează foarte mult din canapea filme, călătorii, emisiuni bune. Din perspectiva canalelor non-tradiționale și new media, aici îi găsim. Îi găsim pe Last.fm, Script, Twitter sau Pinterest. Și acolo scopul lor principal și fundamental este explorarea. Următorul segment, i-am numit Alba Neagră. Ei sunt cei care sunt foarte atașați de viața de familie, de tot ce înseamnă socializare, cercul familiar și de prieteni. Sunt foarte similari din punct de vedere demografic cu grupul anterior, însă sunt căsătoriți, au copii, sunt mai stabili. În timpul liber socializează foarte mult, fie cu prietenii live, fie virtual prin rețelele de comunicare. Ce povești ascultă ei însă? Capra cu trei iezi și fata babei și fata moșului. Și de-aia e numită Alba Neagră. Pentru ei tot ce... toate lucrurile care sunt semnificative în interior, fie că vorbim de povești, fie că vorbim de reclame, au o latură duală. În capra cu trei iezi este grija mamei față de copii, faptul că mama reușește într-un final să restabilească, să spunem, echilibrul, pedepsind forțele răului. Însă e o poveste cumplit de sângeroasă, pe care ei și-au amintit-o ca fiind povestea reprezentativă a familiei lor. Și de asta parcă și foarte mult legat de ce au spus ceilalți vorbitori, ideea că avem nevoie de suferință întâi ca să ne putem bucura după aceea. La fel în fata babei și fata moșului, ideea de dualitate care este prezentă în același timp. Parcă tot trăim o tensiune și nu ne putem bucura pe deplin dacă nu avem și jumătatea goală a paharului. Ce reclamele fac? Oreo, Iacobs cu vecinii și creditul BCR. Deci la ei totul e dual. Tu ai putea să mănânci oreo, îți explic cum se face, dar n-ai voie, nu ești pregătit. Ce bine că vin vecinii, dar devastează grădina. Și într-un final apoteotic, așa cum s-a exprimat ei, creditul cu sau fără chiloți. Reclamele trebuie să fie distractive, prietenoase, să mă aducă acolo, să fie vesele, dar să-mi ofere un sâmbură de informație în așa fel încât să pot să mă bazez pe ceva. Unde îi găsim pe ei? Îi găsim destul de mult în tot ce înseamnă presa care le poate oferi
Subiecte de discuție după aceea, e un soi de gossip acolo, am nevoie de informații despre care se pot vorbi după aceea. Sunt destul de prezenți tot ce înseamnă Facebook, postare de poze făcute cu Instagram, ask.com, Foursquare, în zona asta. Motivul principal este socializare. Un segment mai doom and gloom, așa, din păcate, apropo și de studiul anterior, vis-a-vis de tineri, ei sunt tinerii la început de drum, fie studenți, fie proaspăt absolvenți, au între 20 și 24 de ani, sunt în curs de definire a propriilor personalități. În timpul liber călătoresc sau doar visează să o facă și își construiesc o identitate virtuală. Masca poate reprezenta și faptul că fac tot felul de download-uri mai mult sau mai puțin acceptate social, însă viața lor se întâmplă în cea mai mare parte în mediul online. Nici o poveste. Nu și-au amintit nici o poveste. Toate poveștile despre care noi îi întrebam nu rezonau cu ei absolut deloc. Pentru ei povestea era importantă prin cadrul care se construia în jurul ei. Fie mi-o spunea mama, fie mi-o spunea bunica, fie o auzeam la pick-up și era iarna afară și era cald în casă. Deci povestea pentru ei era un vehicul, era un mijloc și nu scop final, cum apare la celelalte segmente. Și atunci provocarea pentru publicitate este cum creăm povești relevante pentru acești consumatori care sunt o nouă generație, adică cum sunt crescuți acum, așa vor fi și peste 10-15 ani, dacă acum nu le construim povești în care să creadă. Ce reclame le plac? Când îmi dai iubirea, îmi dai, eu îți cumpăr un lavoar, e cool, este funcțională, pune acum în balanță sentimentele cu niște lucruri foarte pragmatice și tangibile, nu plec abilitatea semințelor Natline și comparația între viteza mașinii și viteza transmisiei internetului de la UPC. Reclamele pentru ei sunt clare, directe, nu le creează tensiuni majore și le comunică foarte clar mesajele. Pentru ei, media tradițională înseamnă netul, comparativ cu celelalte segmente. Acolo încearcă să-și creeze o altă identitate. Îi găsim mult scormonit pe Wikipedia, downloadând sau plătând de pe YouTube. Acolo vor să se recreeze, însă vor să se și ghicească, să și ghicească viitorul și personalitatea. Vedem acel glob de sticlă în care vor să vadă lucrurile pe care trebuie să le ia cu ei ca să se definească. Dar în același timp sunt încă la stadiu în care pun un zid între ei și ceilalți pentru a se identifica cu valorile pe care ei le au în construcție în momentul de față. Ultimul segment, i-am numit asta mâine și poimâine, pentru ei ceea ce este acum trebuie să fie și mâine, trebuie să fie și anul viitor, sunt extrem de previzibili, siguranța este primul lucru în care cred. Sunt mai degrabă membrii familiei cu venituri ridicate, însă ele, pentru că vorbim mai degrabă de femei, sunt persoane cu venituri relativ mai scăzute, timpul liber, shopping și gospodărie, televizor și picnic. Noi ne-am îndoit puțin, cred că merg la țară să culeagă via mai degrabă decât la picnic, dar în modul ăsta au prezentat ei această activitate de timp liber. Poveștile lor. Vedeți dualitatea între amintiri din copilărie, copilăria idilică a lui Mică, în care orice drăcovenie și bazaconie ar fi făcut, într-un final ieșea bine, și de la scăldat și de la caprele irinucăi, într-un final nu se întâmpla nimic dramatic acolo și lucrurile au ținut sub control, versus Hansel and Gretel, să ne amintim că aceste persoane au copii, Hansel and Gretel, unde copiii aceia trec printr-o grămadă de încercări la limită, până la punctul în care povestea se termină cu bine. Pentru ele, viitorul este tensiune și tensiunea în ce privește viața copiilor lor este pe primul plan. Ce reclame le plac? Timișoreana Butoiul, M&M's. În primul rând, familia. Familia și copiii, ideea de ospăț, de festin, lucrurile pe care le pregătesc, recompensa pe care un dulce, aparent, nu banal, dar comun, care nu este o surpriză, ele îl descriu ca surse inevitabile de îndulcire a oricărei mese, dincolo de această frazare ușor dificilă, pentru ele fericirea familiilor lor și a copiilor lor e foarte importantă.
Însă, într-un final, când toată lumea merge la culcare, Nivea, o reclamă al cărei mesaje îl descriu într-un mod în care poate nu ne-am aștepta. E o cremă potrivită pentru orice femeie, indiferent unde se află. E ca un disclaimer, e ca o scuză. Am și eu dreptul, pentru că eu interpretez mesajul ca fiind atât de larg, am și eu dreptul să mă bucur de asta după ce familia mea este mulțumită și fericită datorită mie. Observăm că e un gap de 12% față de reclamele pe care ele le văd în momentul de față. Deci pentru ele comunicarea este mult mai veselă și mai carefree față de asigurarea pe care ele au nevoie în viața lor. Reclamele, personalitatea reclamelor pare un pic asemănătoare cu soțul ideal. Deci mă îngrijește, îmi inspiră respect, mă simt protecție, grijulie, dar și familiară în același timp. Nu sunt foarte multe reclame în care ele regăsesc acest lucru. Și chiar dacă ele au venit mic, familiile în care sunt și de care au grijă, au venit ridicat care le permit să fie cumpărători pe care nu ne-ar trebui să-i neglijăm. Îi găsim în presă, evident, pentru tot ce înseamnă conectare cu lumea și cu prietenii. New Media este locul unde sunt ele cu ele, cu o doză foarte mare de indulgence și de evadare din cotidian. Sumarizând, temerarii veseli, pentru ei este foarte importantă depășirea limitelor. Reclamele trebuie să fie dinamice și surprinzătoare, să aibă un twist care să schimbe fundamental sensul, semnificația și finalitatea reclamei. Rețin foarte bine sloganul. În toate cele trei reclame care au fost top 3 la ei și-au amintit sloganul la perfect. Alba neagră au nevoie de ceva care să-i distreze, dar să fie abordat. Pentru ei importantă povestea și relația dintre personaje și ceva care să nu le creeze tensiune sau dacă există tensiune să fie rezolvată până la final. Neantrenanții trebuie să învățăm să le putem spune povești care să-i atragă dincolo de contextul în care le aud. Și modul în care se raportau la poveștile pe care nu și le aminteau, cât și în ce privește reclamele, era mai puțin pe context, mai mult pe context și mai puțin pe subiectul poveștii, pe mesajul care li se transmite. Ei sunt cea mai mare provocare pentru publicitare în momentul de față. Ultimul segment. Au nevoie foarte mult de o zonă a lor, pe lângă confirmarea că sunt mame bune, că au grijă de familia lor, că sunt utilizatoare de produse și servicii care le permit să-și îndeplinească cu succes acest rol, fără să uităm de ele ca persoane, ca indivizi. Mesajul final de la consumatori, pentru că noi am fost un intermediar doar, este inspirații prin creativitate, au nevoie de asta să fie agățați, să fie prinși în poveste, dar nu-i lăsați acolo. Fiți-l alături în restul drumului. Reclamele trebuie să le comunice atât ceea ce își doresc ei și este aspirațional, dar nu numai asta. Există un spațiu de oportunități foarte clare între modul în care ei sunt și ceea ce li se comunică prin reclamă. Pentru că, în final, trebuie să fie doar iubire. Mulțumim!